să suferim un pic și într-adevăr și se înțelege psihologic acest lucru, dar totuși să le protejăm viață sau riscăm și păstrăm stilul nostru de viață care ne-am obișnuit cu el, să mergem cu toate familia, să vedem în weekend bunicul, bunică și așa mai departe. Deci aici trebuie să le protejăm, iar dacă stau în casă cu noi, soluția este asigurarea că unei încăperi în casă pentru persoana care este în vârstă. Da, contact, intră o persoană la ea, trebuie să le asigure totul să trăiască cât mai normal. Aici trebuie să evităm să intre persoanele în depresie. Trebuie să evităm ca persoanele respective să simtă că sunt neglijate sau părăsite. Deci este foarte mult de lucrat. Nu e vorba numai de a trata virusul sau de a nu se infecta. Măsurile care se iau sunt măsuri care au impact psihologic asupra unor persoane. Sunt persoane mai rezistente, sunt persoane mai puțin rezistente. Trebuie să luăm în considerare toate aceste aspecte. Cât estimați dumneavoastră că va dura nebunia asta? Deci, nimeni nu poate să ne spună dacă acest lucru va încetini și va scădea vara, de exemplu. Se va întoarce toamna. Deci eu, părerea mea, și aici, pentru că nu putem să spunem altfel, săptămâni sigur, poate două luni, poate o lună jumate, nu știm. Poate mai mult, poate mai puțin, dar va dura. Nu va fi o chestiune care scăpăm de ea într-o săptămână deci, sau două. Lucru pe care totuși îl credeți este faptul că ar trebui să fie săptămâni, o lună, o lună jumate, poate două. Nimeni nu știe acest lucru și de aici trebuie lumea să se pregătească psihologic pentru acest lucru. Lumea trebuie să înțeleagă. Situația necesită să fim solidari și să lucrăm împreună pe combaterea efectelor. Deci nu poate statul singur, nu poate cetățeanul singur, trebuie împreună să lucrăm în acest sens. Și nu putem să spunem populației stați liniștit că va fi totul perfect, pentru că știm că este o situație care nu putem să o controlăm 100%. Ce putem spune populației este că încercăm să luăm toate măsurile necesare ca să minimalizăm efectele asupra populației. Asta se poate spune. Iată o situație. Vă dau câteva situații concrete. Să zicem că nu toți copiii au doi părinți. Unii poate au doar un părinte. Se poate să fie o mamă singură. Nu? Sau părinții divorțați sau nu știu. Habar n-am. Și mama stă cu casă cu copilul și cu mama ei. Deci sunt trei generații în aceeași casă. Mama trebuie să ducă la serviciu, nu ca să poată să supraviețuiască două luni, presupunând că mai are serviciu, că dacă nu mai are serviciu, asta este o altă situație. Cine îi ajută pe oamenii ăia să trăiască? Economic vorbind. Bun. Dar dacă are serviciu și trebuie să iasă, deci să se ducă la serviciu, aici ce să mai faci? N-ai ce să faci. Persoana care este în vârstă, deci vă spun ce are de făcut. Când intră în casă, imediat toate măsurile. Asta e general persoana valabil, care este în vârstă să rămână la distanță de ea, să nu se apropie de ea mai mult decât cei 2 metri, 3 metri, dacă se poate. Nu ia masă față în față. Persoana care este vulnerabilă ia masă separat. Dacă casa are 3-4 camere, 2 camere, dacă are mai mult decât o cameră, persoana care este vulnerabilă cel mai bine stă într-una din aceste camere și persoana cealaltă nu mai intră. Dar poate fi factorul care să transmită. Și atunci copilul deci trebuie să fie tot în același mod. Adică trebuie să învățăm. Știu că e greu. Nu, adică aici mi se pare imposibil în situația concretă pe care nu v-am mi se dat pare. Nu, eu îmi pare rău. Deci în interiorul casei pot să pui niște reguli care să fie înțelese și de copil și de toată lumea. Și inclusiv de persoana vulnerabilă. Trebuie să pui niște reguli. Dacă nu vrem să punem regulile și dacă toată lumea vrea să facă exact ce a făcut până acum câteva zile, înseamnă că există riscul, da, ca persoana care vine să afecteze persoana vulnerabilă. Aici